Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Mai sunt câteva zile până la Paști și pregătirile sunt, ca să spun așa, pe ultima sută de metri. Deși mari pregătiri anul acesta, nu prea pot să spun că am făcut sau că voi face, pentru că sunt cele mai ciudate sărbători de Paști pe care o să le petrec vreodată. În primul rând pentru că o să fiu singură, dar singură cuc, adică singură în acest apartament, nu o să am pe nimeni invitat la masă, nu o să merg nicăieri la masă, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat niciodată să fiu chiar singură de sărbătorile de Paști. În al doilea rând pentru că toate bisericile o să fie închise, ceea ce mi se pare la fel de ciudat și de neobișnuit, nici măcar pe vremea lui Ceaușescu când sărbătorile erau interzise, sărbătorile religioase, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Dar o să trecem și peste asta și o să vedem cum o să decurgă aceste sărbători, pentru că până la urmă pregătirile materiale sunt mai puțin importante decât pregătirea sufletească, pregătirea spirituală. Cu toate astea, cu toate că o să fiu singură în casă de Paști, am făcut câteva cumpărături, am făcut câteva pregătiri. Cele mai multe cumpărături le-am făcut înainte de a ști că va veni situația asta mondială, pandemia care ne-a cuprins pe toți. Am făcut câteva cumpărături pe care o să vi le arăt și vouă astăzi și sper să vă placă acest clip, sper să vă mai destindeți un pic și să vă mai bine dispun. Așadar, dacă vreți să vedeți ce am cumpărat eu în vederea sărbătorii de Paști, dacă vreți să vedeți ce gânduri am eu acum înainte de aceste sărbători, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. O să încep cu această pereche de pantofi. De fapt, sunt niște saboți pe care i-am cumpărat de pe ASOS, de pe site-ul ASOS. Sunt niște saboți care mi-au făcut cu ochiul de foarte multă vreme, cred că de pe la sfârșitul iernii, și la care m-am tot gândit să iau, să nu iau, pentru că am așa de multe perechi de încălțări. Însă, într-o zi când a fost o ofertă din asta de 20% reducere la absolut orice produs, am zis hai să iau totuși, au fost cu reducerea aceea vreo 31 de euro, dacă bine țin minte, și transportul a fost gratuit. Așa arată, văzuți îndeaproape, sunt un gen de pantofi de papuci, care s-au purtat și pe vremea tinereții mele. De fapt, cred că e un model destul de clasic, aș putea să spun așa, un fel de western boots. Sunt din piele naturală și au modelul acesta imprimat ca un fel de imitație de piele de șarpe. Un model care îmi place tare mult și culorile de asemenea sunt, cred eu, potrivite la orice și abia aștept să vină vara și să-i port. Dar, de fapt, aștept să vină orice anotimp, numai să nu mai stăm în casă, să putem ieși pe afară și să apuc să port papucii ăștia. Deocamdată însă o să-i port în casă pentru că tare mult îmi plac. Cred că toată lumea știe că de Paști tradiția este ca să îmbrăcăm haine noi. Și când eram copil, asta era cea mai mare bucurie, abia așteptam rochițele pe care ni le cumpăra mama mie și surorii mele. Rochițe noi, frumoase, pe care să le purtăm în ziua de Paști. Am continuat această tradiție ani mulți de zile, până acum în ultimii ani când nu mi-am mai cumpărat chiar haine noi cu ocazia Paștelui pentru că am prea multe haine și deja se aglomerau prea tare dulapurile și nu mai țineam neapărat să am haine noi. Dar întotdeauna mi-a plăcut să am așa ceva nou pentru Paști, indiferent că este o pereche de încălțăminte sau măcar un accesoriu. Și în ultimii ani cam pe ideea asta am mers să-mi cumpăr niște accesorii noi pentru Paști și anul acesta acestea sunt accesoriile noi pe care o să le port la Paști. Le-am primit înainte de Paști cu mult timp, am primit comanda de pe Happiness Boutique acum vreo 2 sau 3 săptămâni. Dar n-am putut să mă abțin și mi le-am pus deja la gât lănțișoarele astea. Am comandat 3 lănțișoare, ăsta care este cu cruciuliță, care este un lănțișor dublu și acesta care este cu bănuți. Și al treilea lănțișor pe care l-am comandat în ideea de a-l face cadou Cristinei, pentru că asta era planul, să ne petrecem sărbătorile de Paști împreună, chiar trebuia să fim împreună în Anglia și totul s-a dat peste cap. Acesta era cadou pe care trebuia să îl fac cadou Cristinei. Desigur că o să-i fac acest cadou, însă cine știe când o să ne mai întâlnim și nu vreau să-l trimit prin poștă. Este un lănțișor dublu cu 2 medalioane. Un bănuț mic și un cerculeț, mi se pare foarte, foarte drăguț.
Eu v-am mai povestit de câteva ori despre acest site, Happiness Boutique. Au și un cont de Instagram foarte, foarte drăguț pe care postează nu doar poze cu bijuterii, ci și poze cu tot felul de animăluțe. Neapărat să le urmăriți contul de Instagram. Și mai nou, au și un canal de YouTube, o să vă las linkul în descriere. Un canal pe care arată tot felul de idei în care poți să accesorizezi ținutele și tot felul de idei în care să combini bijuteriile lor. Mie mi se par niște bijuterii foarte reușite, foarte finuțe, în primul rând pentru că nu oxidează absolut deloc, nu sunt de aur, însă eu le-am purtat și vara pe piele și atunci când am transpirat așa în zona asta și absolut deloc nu s-a oxidat, ba mai mult chiar se pot spăla cu apă și cu săpun. Site-ul este, adică site-ul, magazinul acesta online este situat undeva în Germania, pentru că din Germania vin comenzile și vin la poșta obișnuită. Fiecare bijuterie vine într-o cutiuță din asta, într-un plic mai mare. Cred că o singură dată am primit aviz poștal ca să merg la poștă, de obicei, adică de obicei, am făcut 3 comenzi. Odată am mers la poștă și de 2 ori am găsit bijuteriile în cutia poștală cu totul și le-am luat de acolo. O să vă las link în descriere pentru aceste bijuterii pe care le port acum. Știu că cineva m-a întrebat și la videoclipul trecut de unde le am. O să vă las link și către lănțișorul ăsta, și către ăsta, și către cel pe care l-am cumpărat pentru Cristina. Dacă vreți să faceți și voi comenzi, am un cod de reducere care este valabil de astăzi, adică din 14 aprilie până în 14 mai inclusiv. Și dacă introduceți la checkout codul Ioana Moldovanu, adică numele meu, o să primiți o reducere de 10% dacă faceți o comandă peste 29 de euro. Ce am mai comandat apoi a fost o comandă destul de mărișoară pe care am făcut-o pe Notino. Nu intenționam să fac niciun fel de comandă pe Notino pentru că am destule cosmetice, însă mai mult mi-am cumpărat produse de igienă, pentru că am văzut că nu aveau niciun fel de taxă de transport. De obicei ei au, mi se pare, taxă zero de transport la comenzile peste 250 de lei. Acum nu conta valoarea comenzii, am făcut comandă sub 250 de lei și nu am avut niciun fel de taxă de transport. Nu știu dacă mai este valabilă această ofertă, chiar să vă uitați pe site să vedeți. Însă eu mi-am luat niște lucruri de care aveam neapărat nevoie, v-am zis, articole de igienă mai mult. În primul rând mi-am luat un demachiant pentru că celălalt mi se terminase. Folosesc acest demachiant de la L'Oreal, cred că deja de 2 ani și cred că este a 4-a sau a 5-a sticlă pe care o folosesc. Fără niciun fel de exagerare vă spun că este cel mai bun demachiant pe care l-am întâlnit în viața mea, adică raportul calitate-preț, probabil că sunt demachiante care costă mult mai mult și care sunt la fel de bune, însă ăsta are un preț absolut rezonabil. Apoi mi-am luat un gel de duș delicios cu mango și papaya. Prin toamnă mi-am cumpărat eu tot de pe Notino un set cu niște miniaturi. Erau 5 sau 6 geluri de duș în varianta de 50 de ml. Și ăsta mi-a plăcut cel mai mult cu mango și papaya. Nu miroase a mango, miroase a gutui, mai exact a dulceață, a peltea de gutui. Miroase absolut delicios și am zis că neapărat trebuie să-l am și în format mare. Cred că brandul acesta I Love și zice numele fructului se găsește și în DM, dacă bine țin minte. Însă acum DM este închis și mie oricum îmi place să fac cumpărături pe Notino, îmi place foarte mult să fac cumpărături online. Așa că dacă l-am găsit la un preț bun, de ce nu? Apoi mi-am mai luat o mască de păr de la L'Oreal, L'Oreal Elsev, o mască nutritivă pentru păr deteriorat. Toate măștile de la L'Oreal pe care le-am avut, toate mi s-au potrivit, toate mi s-au părut extraordinar de bune. Și cum nu mai aveam din masca de păr din baie decât foarte puțin, am zis că este momentul să îmi reîntregesc stocul. Nu folosesc balsam niciodată, întotdeauna prefer să-mi pun măștile astea care, chiar dacă nu le las foarte mult pe păr, mi se pare că au un efect mult mai bun decât un balsam obișnuit. Sunt mai puternice, se impregnează mai bine în firul de păr. Asta este masca văzută așa mai îndeaproape. Din păcate nu scrie în românește pe ea. Am impresia că Notino au sediul în Cehia și atunci nu fac traducerile și în limba română. Dar este o mască de păr pe care am mai avut-o și pe care vă recomand pentru că mie mi-a făcut tare mult bine. Și în afară de asta miroase și foarte plăcut. Și știți ce mai îmi place mie la măștile de păr? Faptul că vin în cutii din care poți să scoți și ultima picătură de produs. Adică poți să bagi mâna la sfârșit, așa arată aici înăuntru, și poți să scoți
tot produsul până la capăt, să nu risipește absolut nimic. În balsamurile de păr, care sunt de obicei în tot felul de tuburi, la sfârșit, sau mă rog, când ajungi în a doua jumătate, deja începi să te chinui să scoți produsul atunci când faci, când te speli părul și nu reușești întotdeauna să-l scoți pe tot și nu îmi place deloc lucrul acesta. Ăsta îmi place, acesta mi se pare mie ambalajul potrivit pentru produsele pentru păr pe care trebuie să le întinzi pe lungimea firului de păr. Mi-am mai luat de pe Notino și niște paste de dinți, trei paste de dinți mi-am luat, alea nu vi le mai arăt că nu sunt așa de interesante. Dar, cum se întâmplă de fiecare dată când ajungi pe un site unde te simți ca în paradis, nu am putut să mă abțin când am văzut că această lumânare de la Bath & Body Works este la reducere. Este o lumânare cu miros citric și chiar îmi trebuia ceva așa mai primăvaratic, pentru că toate lumânările pe care le am sunt cu mirosuri mai grele, orientale, de scorțișoară, vanilie, din astea așa care se potrivesc mai mult toamna și iarna. Asta se numește Sun-Washed Citrus și este delicioasă. Abia m-am abținut să nu o aprind. Este o lumânare din aceea cu trei fitile. Nu am aprins, am vrut să vă arăt vouă întâi, însă cum termin de filmat videoclipul ăsta o să o aprind, pentru că miroase absolut delicios. Știți cum miroase? A înghețată de lămâie, care și așa un miros un pic dulceac, dar lămâie așa se simte foarte, foarte pregnant. Nu mai este, din păcate, lumânarea asta, exact asta, ca să vă las linkul în descriere. În schimb, o să vă las link către lumânările astea de la Bath & Body Works, care sunt absolut excepționale, și alea de la Yankee Candle, dar acum parcă mi s-a pus pata pe astea. Întotdeauna să vă uitați pe Notino, pentru că întotdeauna au reduceri la câte o lumânare sau două sau trei și țin reducerea asta o săptămână sau două și pe urmă iarăși le scumpesc. Și întotdeauna, dacă vă place aroma, puteți să cumpărați la preț mult mai avantajos decât la prețul integral. Tot înainte să înceapă nebunia asta cu închisul magazinelor și cu izolarea la domiciliu, am fost într-un second hand și am găsit această față de masă care are dantela așa de jur împrejur. Mi s-a părut atât de frumoasă dantela asta și vă spun sincer că am cumpărat fața de masă în ideea de a desface această dantelă, că mi se pare că am și început să o desfac în anumite locuri. Mi-a venit mie o idee să-i fac Silviei, nepoțelei mele, o fustiță din rândurile astea de dantelă cusute unele peste altele și încrețite așa din loc în loc. Este o dantelă extrem de frumoasă. Însă, după aceea am pus fața de masă să văd cum ar arăta și mi s-a părut atât de chic, atât de romantică, atât de frumoasă, încât acum nu știu ce să fac. Probabil că de Paște o să pun fața asta de masă în bucătărie, pentru că tare, tare mult mi-a plăcut. Îmi place și culoarea, că este așa culoarea untului, și îmi place și efectul pe care îl dă această dantelă. Cred că am dat 6 lei pe fața asta de masă și își merită fiecare bănuț. Adevărul că în second hand-uri găsești tot timpul adevărate comori, și din păcate îmi lipsește tare mult vânătoarea de comori acum în această perioadă. Încerc să vă arăt dantela asta și mai de aproape ca să vedeți cât de frumoasă poate să fie și ce efect minunat o să aibă de sărbători când o să fie și un buchet de flori pe masă, o vază cu flori. Partea asta, partea de chiar față de masă, este un material destul de sintetic, așa după cum îl văd eu, pentru că se calcă și foarte ușor. Dar dantela asta mi se pare superbă, mi se pare deosebită. Acum, dacă am și față de masă, să vedem ce o să punem pe masă. Și vă spun drept că anul ăsta m-am hotărât să nu fac niciun fel de mâncare specială pentru Paști, adică nu are rost să fac pentru că sunt singură și nu o să fac nici sarmale, ce să fac, să mănânc singură sarmale, nu o să fac nici friptură, să mănânc 3 zile numai friptură și cu cartofi. Cred că o să-mi fac niște paste carbonara, pentru că alea îmi plac mie cel mai mult și o să mănânc așa cum mănânc de obicei, fără nimic special. Nici măcar ouă roșii nu o să fac, pentru că tot așa câte ouă să vopsesc dacă sunt singură și parcă nu are niciun farmec și parcă, nu știu, parcă nici nu am chef pentru asta, nu sunt în dispoziția necesară. În schimb, am găsit la Mega Image ouă gata vopsite. Acestea sunt ouăle pe care le-am găsit la Mega. După ce le-am cumpărat, am văzut că au apărut și în Lidl, că am fost într-o zi și până la Lidl, dar astea mi s-au părut așa foarte frumos colorate
Și am cumpărat 10 ouă, 5 o să-mi țin mie și 5 o să le trimit tatălui meu, care și el este singur săracul. Și ouăle au un termen de garanție până în 10 mai. Adevărul că nu văd de ce ouăle care sunt nefierte ar avea termen de garanție mai lung decât acestea, așa că nu văd niciun fel de problemă și mi se par așa de frumos colorate și așa de strălucitoare sunt și nu o să mai am niciun fel de bătaie de cap. Cu toate că una dintre cele mai mari plăceri înainte de Paști era să vopsesc ouăle și era așa o sărbătoare în sine, adică bine, că le vopseam joia sau vinerea, dar pregătirea asta mi se părea așa de frumoasă, așteptarea asta a sărbătorii, însă anul acesta nu o să vopsesc ouă pentru că nu am dispoziția necesară. Nici prăjituri nu o să fac, pentru că dacă fac o tavă de prăjitură, clar o să mănânc eu pe toată și nu intenționez să mă îngraș cu ocazia sărbătorilor, cu toate că acum cât stăm atât în casă, mai mult mâncăm decât facem altceva. Am găsit tot în Mega Image niște fursecuri, nu le au chiar tot timpul, nu știu de ce nu le au, probabil pentru că cererea este foarte mare. Sunt niște fursecuri delicioase. Sunt un fel de biscuițe, niște fursecuri, nu arată extraordinar, nu arată aspectos, niște fursecuri cu nuci pecan și cu caramel. Și dacă bine țin eu aminte, astea vi le-am arătat eu mai prin toamnă în favoritele unei luni, nu mai țin minte care lună, dar în orice caz sunt absolut delicioase. Sunt scumpe, costă vreo 10 lei un pachet din ăsta și nu știu câte bucăți sunt înăuntru, vreo 8 bucăți, dar sunt mai mult decât delicioase, nici nu știu cum să le spun. Au așa niște bucățele de caramel din loc în loc și mie îmi plac tare mult. Deci de Paști sunt hotărâtă să mănânc la prânz spaghete carbonara și să iau ca desert niște fursecuri din astea. O să-mi fac și eu cafea. Și Cristina zicea să ne întâlnim în familie cumva printr-o reuniune, nu pe WhatsApp, pe o altă aplicație, ceva cu Zoom, nu știu cum îi zice. Și am zis că să încercăm să vedem cum este. Eu am mai intrat în videocall-uri din astea, dar doar cu 3 persoane, cu Cristi și cu băiatul sau cu Cristi și cu Cristina. Și acum trebuie să ne întâlnim mai mult și să vedem dacă o să iasă ceva, cum o să iasă. Și măcar așa cât de cât să putem relaționa în online, dacă fizic nu putem să fim aproape unii de alții. Deci de mâncat v-am zis ce mănânc, ouă roșii, carbonara și fursecurile astea. În schimb, mi-am luat de băut. Și mi-am luat de băut niște vin roșu din Lidl. La Lidl, cred că și la alte magazine, de fapt, cred că la toate magazinele astea mari se găsesc sticluțe de vin la gramaj de 25 de centilitri, deci un sfert de litru, că nu are rost să-mi cumpăr mie o sticlă din aia întreagă de vin, pentru că, pe urmă, o desfac și nu pot să o beau imediat. Și era o ofertă destul de generoasă, adică erau multe sortimente din care puteai să alegi. Eu mi-am luat vinul ăsta roșu din California, deci din Statele Unite, sunt curioasă cum este, dar, de fapt, cred că știu cum este. Mie îmi place vinul roșu sec și, mai ales lângă paste, mi se pare că se potrivește foarte bine. Este un Cabernet Soft and Fruity Wine of USA. Deci trebuie să fie bun, cu siguranță o să-mi placă, pentru că ăsta este preferatul meu, vinul roșu sec. Și mi-am mai luat și câteva beri, Chuck Radler cu lămâie și lime. Îmi place așa de mult berea asta, mi se pare așa de răcoritoare. Are puțin alcool, are 1,9% alcool, deci mai puțin decât berea obișnuită, dar este ca un fel de limonadă foarte, foarte sifonată, sifonoasă, sau cum să zic, sifonată. Foarte acidulată. Îmi place pentru că îmi aduce aminte de gustul verii și de zilele alea caniculare de vară și îmi place așa gustul de lămâie, este puțin acrișoară, nu este deloc amară așa cum este berea de obicei. Da, este una din preferatele mele. Cred că și asta am trecut-o vara trecută la preferatele unei anumite luni. Știu că vara trecută am descoperit-o și de atunci cumpăr mereu berea asta. Mie îmi place mai mult decât berea aceea Cooler de la Ursus. Asta mi se pare mult mai intens aromată. Acesta a fost videoul de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Dacă nu ne mai auzim până la Paști și s-ar putea să nu ne mai auzim, vă doresc sărbători fericite tuturor, să trecem cu bine peste nebunia asta de virus și până data viitoare vă doresc numai bine!